Astăzi, în apropiere de Casa Sindicatelor din municipiul Botoșani, o femeie de 50 de ani era să-și găsească sfârșitul. În timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, a fost lovită de un autoturism condus de un tânăr de 32 de ani din Giurgiu. Șoferul, care a produs accidentul, spune că femeia i-a sărit în față și nu a mai avut timp să o evite. Pe marginea de pietoni era, da? A, și pur și simplu a sărit în față. Da, n-am mai avut timp să o vreau. Mai mult n-am lovit-o, n-am mult a sărit în mașină. La fața locului a venit un echipaj de poliție care a deschis o anchetă. În urma primelor verificări, de vină ar fi șoferul, care nu ar fi acordat prioritate la trecerea de pietoni. Din cercetările efectuate la fața locului, s-a stabilit ca și cauza producerii evenimentului neacordarea de prioritate persoanelor care sunt angajate în traversarea drumului regulamentar. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Botoșeneanca accidentată se află în afara oricărui pericol. A fost transportată cu ambulanța la spital pentru îngrijiri medicale.